Rezultatele finale, în urma centralizării 100% a celor 332 de secții, sunt la Camera Deputaților. Avem pe primul loc Partidul Social Democrat, cu un procent de 54,09%. Partidul Național Liberal, pe locul 2, cu un procent de 16,92%. Urmat de Alianța Liberalilor și Democraților, cu un procent de 6,47%. Aceste prime formațiuni politice sunt urmate de celelalte până la numărul 27, acestea obținând un punctaj relativ scăzut, într-un procent cuprins între 0,01% și 3,95% Uniunea Salvați România. Candidatul independent Ion Călinoiu a obținut un procent de 2,85%, totalizând un număr de voturi valabile exprimate de 3.457. La Senat. Pe primul loc se situează tot Partidul Social Democrat, cu un procent de 51,44%, urmat de Partidul Național Liberal, cu un procent de 15,70%, Alianța Liberalilor și Democraților, cu un procent de 7,66%, celelalte formațiuni politice obținând procente cuprinse între 0,18% și 6,05%. Candidatul independent Ion Ciocea a obținut un procent de 7,17%, totalizând un număr de voturi valabile exprimate de 8.690.